Bună dimineața, Gabriela și Valentin s-au întors de la hotel. A fost exact așa cum așteptam, la modul că au plecat undeva aseară pe la 8:30-9, iar dimineața pe la 10 ei erau deja în casă, vă dați seama. Deci, practic, au avut doar câteva ore la dispoziție, fără camere și așa mai departe. Mie, sincer, nu mi se pare un premiu neapărat, ci mai degrabă o pedeapsă după atâtea zile de nesom și oboseala aceea fizică, să stai în cabină într-un picior și așa mai departe, atâtea ore. Mie, v-am spus, mi se pare mai mult o pedeapsă decât un premiu. Mai ales că arată foarte rău, adică zici că sunt loviți de tren amândoi. Valentin vă spuneam că spunea că îl doare ficatul foarte tare, că îl înțeapă ficatul, iar Gabriela la față cel puțin e, nu știu dacă o fi apucat foarte mult să doarmă, dar vă dați seama că au deja în spate două nopți nedormite și nici ziua n-au dormit. Singurul perioadă de somn pe care au prins-o au fost după cabină înainte de live, două ore și un pic. Nu cred că a fost tot mai corect, mai ales în condițiile în care acest task a fost câștigat cu un record un pic mai consistent, cel puțin o relaxare la munte, undeva se țină, nu știu, măcar 12 ore, undeva. Nu știu, să plece undeva la prânz și să-i aduc a doua zi dimineața, 10-11. Mai țineți minte când a câștigat Marian cu Andreea? Au stat aproape o zi întreagă. Nu mai vorbim de faptul că tot timpul de când s-au anunțat task-ul, toată lumea vorbea despre munte, munte, o noapte la hotel la munte, munte, iar păi ei au dus undeva pe aici, prin București. Nu știu de ce, sincer.